Scopul vieții creștine, de Sfântul Serafim de Sarov. Carte tipărită cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului. Această învățătură a fost dată de cuviosul Serafim de Sarov, lui Motovilov, unul din marii săi admiratori pe care l-a vindecat de o suferință foarte grea. Motovilov a scris pe urmă cele auzite de la Părintele Serafim, dar însemnările lui au stat în mănăstirea Divevo mai mult de 70 de ani. În anul 1902, Nilus le-a primit de la bătrâna Elena Nicolaevna, văduva lui Motovilov, și cu încuviințarea Egumenei Maria le-a publicat în anul 1903 în buletinul Moscovei sub titlul Duhul Sfânt care a umbrit în chip văzut pe Părintele Serafim de la Sarov în convorbirea lui despre scopul vieții creștine. Iată textul însemnării lui Nilus. Odată scria Motovilov în însemnările sale, eram în mănăstirea Sarovului, nu mult după vindecarea mea, într-o marți pe la sfârșitul lui noiembrie anul 1831 și stăteam de ascultam slujba vecerniei în biserica de iarnă a izvorului Tămăduirii, la locul meu obișnuit, drept în fața icoanei făcătoare de minune a Maicii Domnului. Aici a venit la mine o soră din mănăstirea Divevo, din obștea cea de la moară. Această soră mi-a spus... Nu cumva sunteți domnul acela oloc pe care l-a vindecat nu de mult Părintele Serafim? Eu i-am răspuns, da, eu sunt. Bine, a reluat ea, veniți la Părintele. El mi-a spus să vă chem la dânsul. Acum este în chilia lui din mănăstire și a zis că vă așteaptă. În chilia a vorbit multe cu mine despre diferite lucruri privitoare la mântuirea sufletului și la viața lumească și apoi mi-a poruncit ca a doua zi să merg cu Părintele Gurie, arhondarul mănăstirii Sarovului, la chilia lui din apropierea izvorului Blagoslovului. A doua zi am așteptat până seara târziu, nemai mâncând nimic. Când Părintele Serafim a deschis ușa chiliei sale și, uitându-se la mine, a zis, Bucuria mea, eu te-am chemat, dar te rog să nu mă osândești că nu ți-am deschis toată ziua. Astăzi e miercuri, zi în care eu nu vorbesc. Dar iată, mâine fi binevenit, voi sta cu tine din tot sufletul. Acum mergi și gustă ceva că ce-ai slăbit. Zicând aceste cuvinte, părintele s-a închis din nou în chilie. Niciun cuvânt nu poate să exprime acea bucurie pe care am simțit-o atunci în inima mea. Pluteam de fericire. Da, eram în culmea unei fericiri care nu-și poate găsi asemănare în lumea pământească. Și fără să țin seama că n-am mâncat și n-am băut nimic toată ziua, am devenit deodată așa de sătul, ca și cum aș fi mâncat și băut ceva pe îndestulate. Mărturisesc adevărul, cu toate că pentru unii care nu sunt obișnuiți cu astfel de îndulcire, de sfințenie și bucurie de care se umple sufletul omului din momentul pogorării Duhului lui Dumnezeu, cuvintele mele vor părea exagerate, iar istorisirea din calea afară de însuflețită. Încredințez însă pe conștiința mea de creștin ortodox, că nu fac nicio exagerare, că toate cele spuse de mine, nu numai că sunt adevărul curat, dar sunt încă o expunere cu totul slabă despre ceea ce am simțit eu atunci cu adevărat în inima mea. Dar cine îmi va da cuvânt vrednic să grăiesc măcar câtuși de puțin, măcar în parte, despre cele ce am simțit în sufletul meu în ziua următoare? Când am început conversația cu Părintele Serafim, era într-o joi. Cerul era cenușiu, pământul era acoperit cu zăpadă și încă mai folguia. Stăteam într-o poiană, aproape de mica lui Sihăstrie, pe malul râului Sarovca, ce curgea la poalele colinei. M-a făcut să stau pe un trunchi de copac doborât și el însuși stătu pe vine în fața mea. Domnul mi-a descoperit, a zis marele bătrân, că din copilărie dorești să știi care este scopul vieții creștine și pentru aceasta ai întrebat pe mulți duhovnici și oameni învățați. Trebuie să vă spun că acest gând mi-a frământat necontenit sufletul de la vârsta de 12 ani și că am pus problema mai multor fețe bisericești fără a primi un răspuns mulțumitor. Dar nimeni, continuă Părintele Serafim, nu ți-a răspuns potrivit și hotărât. Ai fost sfătuit să mergi la biserică, să te rogi, să trăiești după poruncile lui Dumnezeu, să faci bine. Acesta este scopul vieții creștine, spuneau ei. Mulți ți-au dezaprobat curiozitatea, găsind-o deplasată și lipsită de evlavie, dar o făceau pe nedrept. În ce mă privește, eu, smeritul Serafim, îți voi arăta în ce constă în mod real acest scop. Rugăciunea, postul, privegherea și alte nevoințe creștinești, oricât ar fi de bune prin ele însele,
Totuși, scopul vieții noastre creștine nu poate să stea numai în îndeplinirea acestora, cu toate că ele pot servi ca mijloace absolut trebuitoare la atingerea acestui scop. Adevăratul scop al vieții creștine constă în dobândirea Duhului Sfânt. Rugăciunea, postul, privegherile, milostenile și toate celelalte fapte bune făcute în numele lui Hristos nu sunt decât mijloace pentru a-L primi pe Duhul Sfânt.